Eu! Eu! Jur! Jur! Credință patriei mele, România! Credință patriei mele, România! Jur! Jur! Să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur! Jur! Să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! După ce au jurat credința patriei mamă, studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân și elevii Școlii Militare de Maestri a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu au împărtășit emoțiile cu prietenii și familiile. Sunt foarte mândră, v-am zis. Nu pot mai mult să mai mă exprim, nu am cuvinte, deci zbor, simt că zbor. Ziua aceasta a avut o valoare semnificativă, a reprezentat angajamentul nostru în drumul pe care îl vom urma, în drumul de a deveni viitori ofițeri. Este o responsabilitate pe care ți-o asumi față de țară, față de poporul român și sunt sigură că vom respecta acest jurământ întotdeauna. Emoționant și emoția lor mi-a fost transmisă și mie ca de fiecare dată. Cei mai tineri studenți ai Academiei Navale, studenți militari începând de la 1 octombrie, au devenit astăzi oștași ai Armatei Române și se vor angaja pe un drum greu, pentru că în timpul celor 4 ani de zile alături de pregătirea academică, noi vom face și pregătire vocațională cu ei. La sfârșitul cărui drum vor deveni ofițeri ai Marinei Române. De acum înainte îi așteaptă o carieră dificilă, dar și cu multe satisfacții în forțele navale. Academia Navală Mircea cel Bătrân este una dintre cele mai apreciate școli de învățământ superior din România. În cei 143 de ani de existență, mii de tineri au trecut pragul și au devenit ofițeri de marină militară și specialiști în domeniul forțelor navale.